Ziua internațională a bolilor rare este sărbătorită vineri 28 februarie și este marcată și la Zalău printr-o campanie de informare stradală la care sunt așteptați să participe toți locuitorii municipiului Zalău care vor să se solidarizeze cu pacienții care suferă de boli rare. Precedentă zilei de 28 februarie, la nivel județean, a fost lansată în data de 4 februarie campania națională de ziua bolilor rare. Pe parcursul celor 4 săptămâni au fost organizate o serie de activități menite să atragă atenția asupra nevoilor cu care se confruntă pacienții bolnavi de boli rare. Potrivit Doricăi Dan, președintele Alianței Naționale pentru Bolile Rare din România, ziua internațională a bolilor rare se organizează anual în data de 29 februarie, însă cum în acest an nu există această dată în calendar, se va celebra vineri 28 februarie. Ziua Internațională a Bolilor Rare este un eveniment sărbătorit anual, începând cu anul 2008, pentru a atrage atenția că pacienții cu boli rare din întreaga lume au nevoie de servicii medicale, servicii sociale, de educație și fac parte din această comunitate. Ultima zi a lunii februarie, respectiv 29 februarie, este Ziua Internațională a Bolilor Rare. Atunci când nu există 29 februarie, se sărbătorește în 28 februarie. În anul 2008, această zi s-a sărbătorit doar în Europa, iar din 2009 este o zi internațională. Anul 2014 aduce în atenția publicului larg serviciile medicale și sociale pentru pacienții cu boli rare. Iar atragerea atenției zăleuanilor cu privire la nevoile cu care se confruntă pacienții cu boli rare va fi organizată vineri, începând cu ora 13, o campanie de informare stradală. Traseul pe care participanții îl vor urma se va desfășura pe bulevardul Mihai Viteazu din spatele primăriei municipiului Zalău până în fața Casei de Cultură a Sindicatelor. Marșul cu cele peste 150 de persoane, câte și-au anunțat prezența până acum, se va desfășura pe acorduri de fanfară. Potrivit organizatorilor, la campania stradală de vineri vor lua parte și autorități locale și județene, elevi și profesori din școlile din Zalău, precum și locuitorii ai municipiului Zalău, care vor să se solidarizeze cu pacienții care suferă de boli rare.